Mirișoară. Pentru o vreme, acest cuvânt i-a aparținut mamei mele. Tu de ce brodezi, Lizzie? Cred că îmi place să-mi țin mâinile ocupate. Și asta dovedește că exist. Fac curat, ajut la gătit, fac focul. Tot ce e făcut e mâncat, murdărit sau az. La finalul zilei, nu-i nicio dovadă că aș fi fost pe aici. Permanentă. Mă simt ca o păpădie, chiar înainte să o sufle vântul. Fiicele trebuie să ajungă la domnul Hart. Și dacă sensurile deja atribuite cuvintele mi se par... Vechite, pompoase, nepotrivite, da... Poți să le modifici, domnișoară Nicol. Și astea ce sunt totuși? Cuvintele femeilor. Nimic din ce am zis eu până acum n-a mai fost pus pe hârtie. Înseamnă că-i găozană. Adică că e o curvă a dracu de scârboasă. Dar ce atești, păsărică? Ia și scrie acolo. Am terminat. Fără ceremonie de absolvire, desigur. Fără diplomă. Dar mă mulțumesc să știu că dacă purtam pantaloni, le-aș fi obținut pe amândouă. Azi îmi sli, neliniștit, supunere. Sufragiu. Mamă, liniște, iubire. Că nu o să pot ști exact ce a simțit. Dar de la ea știu că cei care au construit sala nu au luat în considerare pocnetul pantofilor de damă. Din restul, tot 2-3 milioane pantofi. Papuci. Bagă. Dar cumva din prima secundă să nu se vadă care o șosetă din asta foarte... Da.